Audi Q5. Și cred că e o premieră, dacă stau bine să mă gândesc. Nu cred că mai avut niciunul pe canal până acum, dar da, Audi Q5. Și poate, după cum v-ați dat seama după numerele de matriculare, mașina este de vânzare, este de la băieții la Automall. Și astăzi noi o avem aici de față, să o testăm, să ne uităm la ea, să vedem cum merge. Știți și voi cum facem noi de obicei. Așadar, asta e cheia. Ok, faină, folosită și pe alte mărci mult mai scumpe, cum ar fi Lamborghini. Bine, bine, lăsând glumele astea proaste la o parte, sunt același concern, așa că e normal să se mai întâmple și chestii de genul ăsta. Așadar, mașina de față, Audi Q5 din 2011, motor de 2.0 diesel, de 170 de cai, îl știe toată lumea, Euro 5, cam așa arată mașina și din lateral. Eu astăzi nu o să fiu prezent în fața voastră, lăsăm mașina în cauză să fie în fața camerei. Așa se prezintă mașina de jur împrejur, după cum v-am spus, motorul de 2.0 diesel. Ne oprim în față, după cum suntem noi obișnuiți să vă prezentăm mașina. Grila asta faină, tipic Audi, dintr-o bucată de jos până sus, să-i spunem așa. Senzor de parcare, proiectare de ceață, spălătoare de faruri, pentru că da, avem Big Xenon. Și lumini de zi de tip LED, doar semnalizările au mai rămas pe bec incandescent. Nu omitem și nu excludem elefantul din cameră. Mașina este 4, asta înseamnă că avem un 4x4 nedecuplabil. Jante pe 17, Audi, originale, îmi place mie să-i spun, cu blocatorul acela pentru prezoane, cu balon destul de mare, în variantă XL, pentru că avem un mini SUV și trebuie să fie destul de confortabil, nu? 4 uși, geamuri electrice față-spate. Știți că am mai avut discuția și la BMW iX, în momentul în care tu ai stopurile pe haion și ridici haionul sus, tu trebuie să fii în continuare vizibil și atunci preiau funcțiile stopurile de jos, să spunem așa. Cam așa arată și portbagajul, pentru că avem un portbagaj electric, da? Și după cum spuneam, aici nu mai regăsim stopuri sau vreo lumină care să te facă vizibil când ești pe marginea drumului seara cu portbagajul ridicat. Atunci intervin stopurile de jos, gura de evacuare pe partea stângă, senzor de parcare, iar portbagajul arată interior în felul următor. Aici n-am pus-o eu bine la loc, dar dacă tu n-am pus-o bine, haide să vă arăt ce avem și de dedesubt. Avem husa pentru schiuri sau scânduri sau ce vrem noi să mai punem. Avem roata asta de rezervă care e pentru prima dată când o găsesc pe o mașină. Iar aici, dacă ridicăm puțin mai sus, avem și un subwoofer care face ca muzica se audă mult mai bine. Materiale premium, capitonaj peste tot, nu avem tablă la vedere, nu avem plastic ieftin. Avem parte de sus plastic, dar se simte bine. Nu e de la zgronțuros și nu bați în el ca, nu știu cum să zic, cam ceva ieftin, nu se simte ieftin de nicio culoare. Avem niște sertare de depozitare, priză 12V, banchetele se pot rabata inclusiv din spate, pentru că da, în cazul în care ai nevoie de mai mult spațiu, poți să rabatezi foarte ușor banchetele și asta îți oferă îndeajuns încât să nu ai nevoie de mai mult. Sper! Așa arată și polița asta deasupra, îmi place materialul iară. Polița se împarte în două ca să nu se ridice de fiecare dată cu totul și tu să poți să-ți mai pui niște lucruri acolo. Pe sus avem iluminat. Și, la fel, capitonat peste tot, adică nu-i lăsat nimic la vedere. Haideți să închidem. Început să-mi placă chestia asta cu portbagajele electrice. Gura de alimentare, pe partea dreaptă, clasic mașinilor europene. Mașina este diesel. Avem un pachet crom, din câte putem vedea, inclusiv barele acestea de sus. Iar jos, din nou un lucru fain, după cum puteți observa, ușa acoperă pragul, astfel încât noi, în momentul în care urcăm sau coborâm din mașină, nu mai există riscul să ne murdărim. Avem un interior din textil, foarte frumos, curat și bine întreținut. O mochetă calitativă jos, destul de groasă. Avem gurile de ventilație pe spate și o priză jos. Guri de ventilație individuale, deși clima este doar pe două zone. În schimb, geamuri electrice spate și buzunărașe destul de măricele, putem să le spunem. Aici intră o sticlă mai mare de un litru. Un litru jumate, cam pe acolo. Avem și o cotiere cu, stați așa, tada, cu suport de pahar. Acela suport montat pe mult mai multe mașini pe care le știți și voi. Isofix, banchetele se pot rabata inclusiv de aici bucata asta ca să devină o suprafață plană. Eu abia acum am observat că este în două nuanțe de culoare. Arată destul de interesant din punctul meu de vedere, iar pe lângă asta e și destul de bine întreținut. Încă un lucru pe care îl văd foarte interesant e cârligul acesta, ca în momentul în care vii cu plasele de la piață sau de la cumpărături de oriunde, să le poți agăța aici și ele să nu ți se plimbe prin mașină sau să scadă lucrurile. Mochetele
și covorașele destul de grosuțe. Scaunele sunt reglabile pe înălțime și adâncime și dreapta și stânga, de fapt invers. Iar torpedoul este și el capitonat, cu o deschidere lentă, este și refrigerat, sper că așa îi spune. Iar aici avem și această cheie, nu știu cum îi spune exact, plus cartea service, istoric și așa mai departe, le avem aici toată documentația care vine de la Audi, inclusiv inscripția 4. Aș putea spune că imită un efect de aluminiu și gurile astea de ventilație au un inel cromat în jurul lor, la fel cum avem și la navigație. Pe ușa șoferului avem toate comenzile la geamuri, avem oglinzile rabatabile electric, închidere centralizată, deschidere portbagajului din interior, comenzile pentru becuri și pentru reglajul intensității luminii în bord, becuri care au și funcție de auto pentru că avem senzor de lumini, de ploaie și așa mai departe. Volan multifuncțional îmbrăcat în piele care se simte foarte fain la atingere. Consola centrală se prezintă în felul următor. Mașina este cu o cutie de viteze în 6 trepte, manuală, frână de mână automată, senzor de parcare, controlul tracțiunii și asistență la coborârea în rampă și sistemul de start-stop, dacă vrem să-l dezactivăm. Clima este pe două zone, radio CD, media și display-ul aici sus, conectivitate cu telefonul prin Bluetooth, două cup holdere în partea asta și o cotieră destul de generoasă, pot să zic. Suport pentru ochelari avem aici sus, lumini, inclusiv cele de citit, parasolare cu lumini și oglindă. O să-i dăm și o cheie, ne uităm un pic și la motor, după care mergem cu mașina la un test drive. Avem capitonaj, iar celebrul 2.0 TDI de 170 de cai în gazul ăsta, 4 cilindri montat longitudinal și aici vedem că are două sisteme anti-rozătoare. Din punctul meu de vedere rulează destul de bine. Închidem capota și dăm drumul la treabă. Îmi place cel mai mult suspensia la mașina asta. Da, pot să zic că mașina e destul de confortabilă, mai ales prin hopurile astea pe aici. Ca să vă faceți o idee, aici nu e cel mai bun asfalt. Ce am observat primul lucru când m-am urcat în mașina asta, pe lângă faptul că na, ai cât de cât spațiu și centuri reglabile, cum am văzut, sunt tras un pic mai jos, comparându-l cu un Q7, stai relativ ok, nu stai cel mai bine. Comparându-l cu un A3, stai foarte bine. Dar, pe lângă toate astea, e foarte confortabil scaunul. Foarte confortabil. Deci, nu știu cum să zic, nu știu dacă cele sport sunt la fel de confortabile, dar acesta e foarte, foarte confortabil. În sensul în care nu cred că o să te dai jos obosit, și poziția în scaun și susținerea laterală e destul de bună, chiar dacă nu vorbim de niște scaune sport. Deci, per total, pot să zic că stau foarte bine mașina asta. Cât și locul la picioare este ok. Volanul este și el reglabil pe înălțime, adâncime și așa mai departe, adică vi-l puteți seta după cum vreți voi. Pe mașină avem și tempomat. Cât mai stăm aici, ne mai uităm un pic la ce mai avem pe mașină ca și dotare de care n-am menționat. Așa arată și unitatea noastră media. Deci bă, subwooferul ăla, doamne feri. Și speed bump. Suspensia mi se pare genială. Sistemul ăsta audio pe care îl are mașina se aude demențial. Deși nu văd nicio inscripție pe nicăieri, însă cred că este un sistem audio standard, cumva pe mașină. Mai puțin subwooferul acela. Nu știu dacă este dotare opțională din fabrică sau a fost adăugat de către fostul proprietar între timp, dar ce contează? Până la urmă, ideea e să ne bucurăm de el. Ambreiajul este moale, cutia de viteze schimbă foarte fain, în sensul moale, nu te deranjează la schimbare, nu se simte greoaie, nu se simte greu de condus mașina. Servodirecția, de asemenea, merge foarte bine, iar încă un lucru, un mare plus, să zic așa, dacă tot vine vorba despre mare, e aceste oglinzi care sunt uriașe și vizibilitatea, să știți că e extraordinară în spate în oglinzile astea. Deci nu cred că o să ai vreodată vreo problemă când parchezi mașina asta. Pe lângă toate astea, ai și senzori de parcare care te ajută la parcare, nu? Că de-aia senzor de parcare și pe care nu trebuie să-i plătești de fiecare dată câte 10 lei să spună dăi, dăi, dăi. Asta e o glumă proastă, dar senzorii aia își fac toți banii din punctul meu de vedere, sunt de foarte mare ajutor. Pe lângă asta sunt și cu afișaj. Mașina pe total e destul de bine întreținută, mă simt bine în ea, materialele sunt de foarte bună calitate, aici avem peste tot plastic moale, în rest unde avem plastic este un plastic calitativ, nu este un plastic ieftin, nu se simte ieftin, motorul consumă
relativ puțin dacă este exploatat, zic relativ pentru că sunt și mașini evident care consumă mult mai puțin, dar dacă este exploatat în condiții normale, ia să vedem aici, da, deci nu mai are rost să zic nimica, dar dacă este exploatat în condiții normale, să știți că motorul ăsta face treabă bună și ține cu casa. Nu e o mașină perfectă pentru oraș, clar nu, pentru că și mașina asta la Euro 5 are un filtru de particule, care în momentul în care voi o să o conduceți, să zicem, numai pe oraș, o să ajungeți în punctul în care inevitabil se va înfunda din cauza traficului, dar în momentul în care condusul tău este unul destul de echilibrat, interior-exterior, n-ar trebui să-ți faci niciun fel de problemă. Cu atât mai mult dacă îți cumperi această mașină, să o folosești în momentul în care te duci cu familia în concediu sau habar n-am, ai de obicei drumuri lungi, pentru că mașina e confortabilă, spațioasă și la drumuri lungi consumă foarte bine. Să nu uităm, este și destul de potentă, pentru că mașina are 170 de cai, care nu sunt de lepădat și caroseria asta, cum nu este una extraordinar de mare și extraordinar de grea, să știți că se mișcă destul de bine pe căluții respectivi. Iarna, de asemenea, nu o să vă dea bătăi de cap, pentru că dacă aveți și cauciucurile potrivite, pentru că ăsta e cel mai important aspect, bine cunoscutul sistem 4 de la EU să vă fie de foarte mare ajutor. Acestea fiind spuse, am să mă retrag și eu din videoclipul de astăzi. Dacă sunteți interesați și v-a plăcut atât de tare încât vreți să o cumpărați, detaliile despre această mașină le găsiți în descrierea acestui videoclip, pentru că am să pun acolo anunțul de vânzare de la băieții de Automol. Cum ziceam, până data viitoare, să fiți cu minți, v-am țucat, pa! Showing them off, all of my teeth. None of them with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up.